Duminică, un biciclist a reușit să încurce circulația prin pasajul subteran de pe strada General Ștefan Gușe. Aflat în stare de ebrietate, bărbatul în vârstă de 48 de ani s-a dezechilibrat și a intrat cu roata bicicletei în zidul pasajului, după care a căzut pe carosabil. În urma accidentului s-a ales cu mai multe leziuni și a fost transportat cu o ambulanță la spital, unde a rămas internat. La fața locului au ajuns polițiștii de la rutieră, care au făcut cercetări pentru a stabili împrejurările exacte în care s-a produs accidentul. Testat cu aparatul etilotest, s-a constatat că biciclistul avea o alcoolemie ridicată în aerul expirat. În cauză s-a întocmit dosar penal.